Ce le spuneți oamenilor? Să-și plătească sau nu facturile acum? Da, aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu este un cadru legal și nu a fost trecută nicio ordonanță de urgență care să le permită românilor să nu plătească factura și să nu mai aibă penalități. Dar este o afirmație a premierului prin care a spus că nu vor exista penalități. Eu sper să vină cu un cadru legal, pentru că altfel această afirmație nu este susținută de niciun cadru legal și atunci îndemnăm pe români să încalce legea, ceea ce nu este corect. Vă aduc aminte exact situația cu rata la bancă. Când am amânat pentru un an de zile românii să nu plătească rată la bancă, întâi am venit cu cadrul legal, l-am prezentat și apoi am spus de acum puteți să mergeți la bancă să semnați contract ca să poată să fie amânată rata un an de zile. Nu înainte, pentru că înainte, dacă puneam băncile, aveau toate, erau îndreptățiți să calculeze penalități și apoi intra în altă situație. Deci trebuie să fim foarte atenți aici, dacă executivul vine cu un cadrul legal nou, cu ordonanță de urgență, prin care va spune că se interzice de branșarea pe această perioadă. Pentru că am făcut-o și noi, stare de urgență a fost făcută. Sau nu se plătesc penalități la facturi, nu știu, câte luni de zile. Sau permitem facturilor să fie plătite până în septembrie. Pentru că asta este o soluție pe care putem să o facem. După ce avem compensare și așa departe. Și dacă există încă oameni care au probleme, să le permitem să plătească factura pe o perioadă mai lungă de timp. Consumul în vară este mult mai mic decât iarna și atunci facturile sunt mai mici și pot oamenii să-și plătească facturile pe perioadă mai lungă de timp. Deci sunt soluții, dar repet, ele trebuie făcute întâi să venim cu soluțiile, le agrem în coaliție și aici e important să venim în coaliție. Ați discutat în coaliție apropo despre această situație? Nu, vom avea o discuție în coaliție în zilele următoare, dar de ce trebuie să mergem în coaliție? Pentru că de obicei nu m-aș fi băgat, este atributul guvernului, guvernul trebuie să vină cu soluții. Este o măsură care vine în afara programului de guvernare. Este o măsură nouă. Și atunci trebuie să vinem în coaliție, pentru că aș vrea să știu, și aici iarăși, și nu este o critică, dar aș vrea să nu mai aruncăm pe piață tot fel de soluții care au un impact asupra bugetului foarte mare, fără să veniți cu soluții de finanțare. La cine vă referiți? Cine a aruncat pe piața asta? Nu are sens. Eu spun că e mai bine să nu aruncăm astfel de soluții fără să le calculăm înainte. Pentru că să știți că și mie mi-este foarte ușor să scriu pe Facebook că aș vrea să mărească pensiile, să mărim pensiile cu 40% sau salariile cu 50%, apoi să vin public să spun, eu vreau, dar nu vor partenerii de coaliție. Nu este elegant să funcționăm așa. Mergem în coaliție, vine ministrul finanțelor și ne spune atât ne putem duce, de aici putem să facem rost de venituri sau nu putem să facem rost de venituri. Vine ministrul energiei, ne spune care sunt pașii, cum să putem să facem aceste lucruri și apoi luăm o decizie care să nu ne coste mai mult în dezechilibre și macroeconomice în viitor și după aceea iarăși să fim nevoiți să nu avem bani să plătim pensii, salarii și alte probleme. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți. Eu fac un apel la colegii de coaliție la calm, mergem în coaliție, găsim soluția cât mai rapid, ne întâlnim și apoi venim și o prezentăm.